Silviu, bun venit la Viitorul. Spune-mi, ești bucuros de transferul tău? Bună ziua, în primul rând, da, sunt bucuros că am venit aici, pentru că domnul Narcis și cu cei din conducere m-au vrut aici și sper să fie un pas înainte în cariera mea și să joc cât mai mult și să ajut echipa de aici să își îndeplinească obiectivele. Ce îți propui pentru noul sezon? Să fiu sănătos în primul rând și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Care sunt obiectivele tale personale? Să joc cât mai bine, de la meci la meci și să marchez cât mai mult. Câte goluri ți-ai propus? Un anumit număr? Nu mi-am propus un anumit număr, dar sper. Bine, în primul rând nu e important cine marchează, important este să câștigăm noi ca echipă și dacă ar fi să marchez goluri, cu atât mai bine pentru mine. Te îngrijorează în vreun fel faptul că vor retrograda 6 echipe anul acesta? Da, o să fie un an mai greu față de cei precedenți și avem și un lot tânăr și o să ne fie puțin mai greu, dar este unul valoros și sperăm să ne îndeplinim obiectivul. Ce înseamnă pentru tine să lucrezi cu Gheorghe Hagi, cu Bogdan Stelea? Mă dau seama, am avut niște jucători imensi pentru fotbalul românesc și este o onoare pentru mine să lucrez cu tine. Ești suficient, îți mulțumesc! Spor la treabă! Doamne, aștept să rămân!